ideea că Technovation oferă copiilor posibilitatea de a învăța ceva cu un scop. Respectiv, înveți să codezi, înveți să pui problema corect atunci când construiești un proiect, înveți să folosești inteligența artificială, totul cu scopul de a combate sărăcia sau de a combate diverse probleme climatice pe care le avem și așa mai departe. Hei, hei! Bun venit la un nou podcast alături de fetele de la Technovation Girls. Astăzi le avem invitate pe fetele din echipa Umbrella. Ce faceți, fetelor? Cum vă simțiți? Hei, bună! Sunt super! Bună ziua! Ne simțim foarte bine. Puțin emoționată. Sunt foarte emoționată. N-ai de ce! Pentru că o să fie o discuție sinceră despre ceea ce ați simțit voi în parcursul Technovation Girls. Cine sunteți voi? Pentru că oamenii sigur doresc să vă cunoască. Eu sunt Ana, am 12 ani. Eu sunt Daria. Și eu sunt Maria. Numele meu este Ingrid, am 11 ani și sunt pasionată de natură și de animale. Cu ce aplicație ați venit voi la Technovation Girls? Noi am venit cu o aplicație numită Umbrella, care te ajută să ai o viață mai sănătoasă. Noi te provocăm să ai un stil de viață mai sănătos, să ajuți natura și comunitatea în care trăiești. În aplicația noastră avem tot felul de provocări variate, sănătoase, de tipul mănâncă sănătos o zi întreagă sau fii vegetarian pentru o zi, postemele cât mai rapid și cât mai bine. De ce ați ales voi să participați în The Innovation Girls? Am ales să participăm deoarece ne-am simțit inspirate de lucruri în echipă și ne-am gândit că ar fi interesant, ne-ar aduce împreună, având în vedere că la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc suntem în primul an, am zis că ar fi o modalitate bună de a ne apropia și a crea o aplicație bună pentru societate. În primul rând, eu la începutul anului, cel puțin, mi-a fost foarte greu să mă adaptez și având în vedere că proiectul acesta a venit, m-a făcut să mă simt mai bine în largul meu cu celelalte fete și m-a făcut să am prieteni noi și să mă simt mai confortabil în clasa 5-a. Eu de când eram mică încerc să explorez și să am cât mai multe experiențe și încerc să mă adaptez ușor-ușor în societate. De exemplu, în clasa 5-a, pentru că noi toate ne-am mutat, nimeni nu știa pe nimeni și așa am avut ocazia să ne cunoaștem mai bine. De ce ați ales să participați la Technovation Girls? Pot să spun că îmi amintesc exact seara, mama mea a venit la mine și mi-a spus de acest proiect. Sincer, la început nu am vrut să intru în echipă pentru că nu sunt genul de persoană care vrea să sară așa la idei noi, doar că cu puțin convingere din partea familiei m-am gândit că n-am ce să pierd. Cum a început aventura voastră în Technovation Girls? Prima oară ne-am ales cu echipierii. A scris tata pe grupul de părinți cine vrea să participe la concursul național Technovation Girls. Cinci fete, părinții, au spus fetele mele vor să participe. Și mai departe a durat o vreme să ne gândim cum am putea ajuta, pentru că toate eram dornice să ajutăm, în schimb nu știam cum am putea face asta. A durat, nu știu, aproximativ 2 săptămâni să stăm, să ne gândim, ne-am sunat pe Google Meet unde am discutat ce idee avem și într-un final am ales că o să avem o umbrelă sub care o să chemăm mai multe tipuri de idei. Sub umbrelă am chemat 4 provocări pe care fiecare fată l-a adus în parte, iar apoi fiecare coechipier și-a ales câte un rol în echipă. Am vrut să ne axăm pe mai multe idei, am reușit cumva să le proporționăm în așa fel încât să fie corect și frumos puse în proiect, în așa fel încât să fim toate fericite. Cum de-ați ajuns să faceți această aplicație? Ne-am gândit prima oară la o aplicație grea, dificilă. Ne-am gândit, haideți să facem o bibliotecă online. Ni s-a părut ideea cam grea, așa că am trecut la altceva. Și ne-am spus, cum putem să ajutăm noi comunitatea noastră într-un mod ușor? Și m-am găsit această idee. Fiecare fată din grupul nostru a avut minim, nu știu, 5
idei de aplicație, ceea ce erau, desigur, foarte multe. Unele erau, aveau mai mult sens, erau mai ușor de făcut, altele destul de greu de realizat și poate chiar imposibil pentru nivelul nostru de cunoștințe în informatică. Dar am decis că nu ar trebui să alegem o singură idee. Și după cum se numește aplicația noastră, Umbrella, am făcut o umbrelă sub care am chemat mai multe proiecte. Nu am vrut să excludem pe nimeni din echipă și am vrut ca toată lumea să simtă că, uite, aceea este ideea mea. Eu am propus-o și uite că e în aplicația asta Umbrella. Care au fost principalele provocări întâlnite în Technovation Girls? În primul rând, paleta a fost o problemă imensă, mai ales că eu m-am ocupat în mare parte de design. A fost foarte greu să găsesc o paletă care să arate frumos și cu care toată lumea a fost de acord. Pentru că și eu aveam gusturile mele și Maria avea părerile ei, ca fiecare din echipă. Și până la urmă am găsit o soluție. Și a doua cea mai mare provocare pentru mine a fost prezentarea la pitch, pentru că am avut foarte multe emoții. Provocările cele mai mari au fost emoțiile de la pitch și mie mi-a fost greu să fac în așa fel încât să descriu frumos și bine provocările. Pentru că nu era ușor să zici, hai să fii vegan pentru o zi și asta a fost. Trebuia să deschid în așa fel încât să faci pe placul tuturor. Principalele noastre provocări au fost să ne înțelegem rolurile. De exemplu, am avut un copil care s-a ocupat pe partea de marketing, alt copil care s-a ocupat pe partea de design, de programare, cel care s-a ocupat de buget, să vedem dacă cheltuim prea mulți bani pentru ideea noastră sau, ba din contră, dacă chiar este gratis, nu cheltuim nimic. Și am mai avut project manager. A durat o vreme să ne alegem rolurile și să le înțelegem ca apoi să putem acționa. Am mai avut o provocare dificilă. Am stat 3 luni să alegem paleta de culori. A fost o problemă dificilă, deoarece fiecare fată are gusturi diferite, la fel cum au și oamenii. Așa că într-un final am decis, nu vrem să facem toată aplicația albastră, mov, roz sau ce mai știe ce alte nebunii de culori, ci am ales să facem culori simple, dar frumoase, diversificate și într-un final ne-am relaxat și am trecut peste problema cu culorile. Ce lecție importantă ați învățat voi în Technovation Girls? Lecțiile pe care le-am învățat au fost de tipul nu renunța, chiar oricât de greu ar fi. Sau nu e niciodată prea devreme, prea târziu să înveți ceva nou. Pe tot parcursul proiectului am învățat cum să avem o afacere a noastră, dacă ne putem exprima așa. Am învățat cât de mult efort trebuie să punem, dar în același timp că odată ce este făcută, încep să culegi roadele. A fost greu, deoarece la un moment dat mi se părea că era gata, dar în același timp simțeam că mai e loc de îmbunătățire. Și într-un fel, pentru a fi gata, trebuie să te împaci cu gândul că niciodată nu va fi perfectă aplicația și trebuie doar să te bucuri de ea la un moment dat. Cea mai importantă lecție a fost că viața nu e întotdeauna ușoară și că trebuie să găsești un mod în care te adaptezi la persoanele din jurul tău, la locul din jurul tău și să te adaptezi este o calitate pe care trebuie să o dezvolți. Ceva care am toată lumea învățat e să nu te enervezi. Dacă te enervezi, nu-ți iese nimic, te dai bătut. Depinde, unele persoane, dacă se enervează, se încarcă și după aceea pot reuși. Nu trebuie să te dai bătut atât timp cât începi ceva și nu-ți iese. Trebuie să încerci de mai multe ori. Cum credeți că v-a schimbat experiența de Innovation Girls? Mare parte, deși eu în clasa 5-a m-am dezvoltat foarte mult, am început să fiu mai prietenoasă, cred, și să încerc să socializez mai mult, doar că pot să spun că și Technovation Girls m-a ajutat, pentru că pot să spun că am niște colege minunate de echipă care m-au ajutat să trec peste toate lucrurile care m-au blocat în unele momente.
mi-a schimbat punctul de vedere atunci când vine vorba de a lucra într-o echipă. A lucra într-o echipă nu înseamnă ca tu să faci tot proiectul și ceilalți să stea degeaba, să stea la soare. Tatăl meu trebuie să aibă task-urile bine împărțite, trebuie să lucreze într-o armonie, să zic așa, în așa fel încât nimeni să nu se supere. Acum suntem toate prietene, ne înțelegem mai bine. Simțim că acest proiect ne-a adus pe toate împreună și uite așa ne-am găsit una pe alta. Chiar vreau să vă întreb dacă voi erați prietene înainte de Technovation Girls. Eram, da, doar că la întâlnirile săptămânale pe care le-am avut și, desigur, când ne-am mai întâlnit să discutăm în afara școlii, ne-am găsit lucruri în comun. Am descoperit că ne place să ajutăm oamenii și uite așa ne-am apropiat, am găsit și alte plăceri în comun, alte interese comune. Simțiți că vi s-a schimbat perspectiva legată de prietenie după Technovation Girls? Da, cred că Technovation m-a ajutat foarte mult la socializare în mare parte. Da, pentru că noi ne am așa conectate cum suntem acum. Toată lumea era în grupulețul lor și nu știu ce și nu eram foarte... Nu prea voiam să vorbim una cu alta, dar nu că nu voiam. Simțeam nevoia să team grupulețul nostru și toată lumea își vedea de treabă. Dar cu Technovation Girls am reușit să scăpăm de, de acest scut și să vorbim cu toții. Pot spune că le-am cunoscut mai bine cu ajutorul acestui proiect. Și eu cu Ingrid eram într-un fel o echipă dinainte, că noi suntem șefele clase și... Da, noi ne știam, am făcut și niște cursuri online înainte și ne știam și de acolo. Dar ce pot spune? Faptul că am putut să petrec mai mult timp cu fetele cu ajutorul acestei aplicații m-a făcut să mai simt integrată în clasă. Vă gândiți la o posibilă carieră în IT după Technovation Girls? Am început să mă gândesc la această carieră, doar că încă suntem copii și nu ne-am găsit ce vrem să facem noi în viață. Eu una... Nu pot spune că am o legătură specială sau că am o afinitate anume între ale informaticii. Dar ce știu sigur că îmi place și că aș vrea să fac este să ajut oamenii și animalele să încerc să fac un loc mai bun. Chiar dacă acestea sunt cuvinte mari, încet, încet, până la urmă, poate reușim să facem ceva. Și cu ajutorul aplicației, cred că am reușit să facem o mică schimbare, oricât de mică. Eu, de-a lungul timpului, nu m-am gândit la... o carieră exactă, doar că fiind designer în această echipă am aflat că chiar îmi place să, că este și puțin legat de innovation, dar este și legat de lucru care îmi place mie foarte mult, de a desena. Și asta cred că este lucru pe care vreau să merg în viitor. Deși nu sunt sigură, pentru că am un sentiment anul viitor o să-mi schimb toată cariera. Eu, sincer, nu am legat niciodată de IT, dar când vine vorba de marketing, mi-e place mult să fac texte. Ați avut un mentor pe parcursul proiectului Technovation Girls? Da, pe tatăl meu. A fost foarte frumos să colaborăm cu el, pentru că pe mine, odată în viață, nu m-a considerat fiica lui. M-a considerat un om normal și m-a tratat la fel ca toate cele patru fete. Domnul Popescu ne-a ajutat foarte mult prin acest proces. De fapt, inițial nu-l cunoscusem. Cu ajutorul acestui proiect am ajuns să îl cunosc și să mă simt confortabil în preajma lui, pentru că el pentru noi nu a fost un mentor, el a fost un prieten care ne-a ajutat să trecem prin acest proces. Și de fiecare dată când ne mai supăram, când ne mai veneau idei sau mai primeam, uneori am primit și feedback-uri negative din partea colegilor. I-am întrebat și pe ei ce cred despre Technovation, dar de fiecare dată ne-a încurajat și ne-a spus putem repara asta, știm și noi că este o problemă, nu îi ascultați pe ceilalți prea mult și o să reușim. Cu ajutorul lui am reușit să ajungem până aici și ne-a făcut să ne simțim mai bine cu aplicația, cu informatica, cu tot. Ne-a fost un prieten adevărat. Din punctul meu de vedere, Alin a fost un mentor minunat.
pot să spun că am văzut echipe în care mentorul făcea toată treaba și nu am fost niciodată de acord cu asta. Alin ne-a lăsat pe noi să descoperim partea aceasta de programare și de tehnologie. Ne-a lăsat să ne spunem părerile, să le unim noi și el mai mult s-a asigurat că nu avem probleme în călătoria noastră, să spun așa. Domnul Alin ne-a ajutat să trecem peste hopurile care ne încurcau, ne-a ajutat să ne armonizăm, ne-a ajutat să ne punem ideile la punct și a făcut toate colorile și toate proiectele mai frumoase. Care este cea mai valoroasă experiență pe care ați trăit-o la Regional Beach Event? Feedback-ul primit. Pentru că am fost foarte fericită când am auzit că le-a plăcut juraților aplicația noastră și zâmbeam atunci și eram foarte fericită. Din punctul meu de vedere a fost cel mai complicat pas prezentarea, pentru că am avut foarte multe emoții. O amintire foarte frumoasă la Beach a fost când am salutat echipele și când le-am felicitat. Toate au avut un proiect foarte frumos și am vrut cumva să ne prietenim cu ele ca să poate o să ne dea mai multe idei sau chiar o să ne facem prieteni noi. M-a făcut să mă simt foarte bine atunci când ne-a chemat în față, în fața tuturor. Pot spune că nu sunt o persoană care s-ar pune în fața tuturor și și-ar spune punctul de vedere. Sunt o persoană vocală, dar în același timp, ca orice copil, sunt și rușinoasă în același timp. În momentul în care ne-a chemat în fața publicului, alături de celelalte echipe, m-a făcut să mă simt fericită și s-au dat și confeti, a fost atât de frumos, eram toate mândre acolo. Pentru cei ce nu știu, echipa Umbrella a câștigat un premiu deosebit, mai exact premiul de creativitate pentru ceea ce au făcut fetele și ne bucurăm că am avut ocazia să le întâlnim și mai ales astăzi să le cunoaștem. Vă mulțumim! Care este contribuția fiecăruia pentru proiectul vostru? Eu am fost pe partea de design pentru că, cum am spus înainte, îmi place foarte mult să desenez și mare parte artele vizuale. Mi-a plăcut foarte mult când am descoperit cât de multe aplicații și cât de multe site-uri există care să ajute designerii să aibă rezultate cât mai frumoase, care s-ar putea să bucure ochiului oricui se uite prin aplicația respectivă. Eu am fost pe partea de marketing, eu am făcut textele, eu am încercat să descriu aplicația. Am căutat pe multe site-uri cum aș putea face, cum aș putea descrie și le-am ajutat și pe celelalte fete. Eu am fost programator și am făcut tot codatul. Iar Antonia, colega noastră care din păcate nu este prezent aici, s-a ocupat cu bugetul, iar eu am fost project manager, m-am asigurat că echipa este motivată, am venit cu idei, idei de provocări, cum au făcut toate, desigur, și am luat minutele convorbirilor pe care le-am avut online și le-am încurajat. Cum credeți că proiectul vostru poate influența comunitatea? Proiectul nostru ne-am gândit în mare parte să fie pentru copii de vârsta noastră. Copii care, de exemplu, au probleme de concentrare când își fac temele sau copii care vor să ajute lumea la reciclare, care vor să facă o lume mai bună pentru viitorul lor. Și pot să spun că am făcut tot posibilul să facem mici provocări și mici pași care putea să îi îndrume pe tinerii din ziua de azi, ca noi, de fapt, să ajute planeta. Acest proiect a fost pentru a ajuta lumea, pentru a face o lume mai bună, pentru a nu mai fi copii numai cu telefoane în mână, poate a ieși afară, poate s-a distra, poate a recicla, poate a învăța chiar și să gătească. Pentru că noi avem o provocare, ai putea fi vegan și așa te-ar ajuta și pe tine să îți pui în farfurie cât trebuie și ce trebuie. Cum credeți că aplicația voastră poate influența comunitatea? Comunitatea poate fi ajutată de aplicația Umbrella, deoarece noi am adus provocări în aplicația noastră, dar nu tipul de provocări.
prostești sau copilărești, ci tipul de provocări care te motivează să ai un stil de viață bun. Tu mai mănânci sănătos, să-ți faci temele. Ce planuri de viitor aveți pentru aplicația voastră? Eu cred că în mare parte asta au fost de acord și fetele. Ar fi o idee foarte bună să mai adăugăm provocări, să mai venim cu idei foarte bune. În al doilea rând, cred că ar fi o idee foarte bună pentru aplicație să facem o mică reclamă și să atragem puțin atenție. Noi am putea dezvolta aplicația făcând mai multe provocări, făcând mai mulți pași cu celelalte provocări, să le adaptăm și să fie mai bune. Am putea adăuga să te joci cu prietenii și să faci și așa atmosfera mai plăcută. Cred că vrem să o arătăm lumii și să ajute lumea cât mai mult. Mi se pare că am făcut chiar o treabă destul de bună cu această aplicație și chiar dacă nu mai fi lucruri pe care recunoaștem, le-am mai putea îmbunătăți, în același timp suntem foarte mulțumite de proiect. Cel mai probabil vom încerca să dezvoltăm în continuare această aplicație, pentru a deveni din ce în ce mai bună. Și cine știe, poate într-o zi va deveni faimoasă. Ce sfaturi le oferiți fetelor care doresc să participe în viitor la Technovation Girls? Eu aș începe ca un sfat să le spun că, deși este greu la început, trebuie să încerci să te adaptezi la prietenii tăi, la persoanele din jurul tău. Chiar dacă este foarte greu, la un moment dat va trebui să treci peste pasul ăsta. Să vezi realitatea cu alți ochi, să vezi realitatea frumoasă, să vezi cum ai putea să o faci tu și să nu vă dați bătute, fetelor, pentru că este cel mai important lucru. Dacă te-ai bătut, nu o să reușești niciodată. Să nu se dea bătute și să continue cu proiectul lor, pentru că au o idee foarte bună. Un sfat pe care am vrea să le dăm viitoarelor fete Technovation ar fi să nu uite niciodată de unde au pornit, deoarece uneori poți ajunge departe și când ajungi departe întâmpi și probleme. Probabil fiecare echipă care a ajuns acum în finală sau a ajuns departe a întâmpinat și feedback-uri nu chiar prietenoase. Uneori, când primești aceste feedback-uri, poate că uiți că chiar tu ai făcut aplicația și tu ai început-o de la zero. Pericolul este că uneori poți să te judeci prea aspru. De aceea trebuie să nu uiți că mereu poți să îmbunătățești, dar în același timp aplicația nu trebuie să fie perfectă, pentru că fix asta e frumusețea, încercarea de a o face cât mai bună pentru lume, nu perfectă. Cum pot ascultătorii să afle mai multe sau să sprijine proiectul vostru? Ne-ar ajuta foarte mult dacă ascultătorii și-ar instala aplicația când va fi gata. Și în viitor o să ne facem și pagini de socializare și oamenii să ne urmărească acolo dacă doresc. În primul rând, noi am apărut și pe ziarul școlii și cred că acolo, dacă o persoană, dacă un coleg de școală interesat, ar putea să vadă despre ce e vorba. Și în al doilea rând, nu am apărut numai acolo. Pentru mine a fost uimitor că am apărut pe multe canaluri de știri, pe multe site-uri și mi s-a părut atât de extraordinar că la mine, cel puțin, am fost primul membru din familia mea care a apărut la știri și de acolo poți să te interesezi pentru că scrie și puțin despre noi și scrie și că facem acest proiect Umbrella și încercăm cât de mult putem să îi ajutăm pe persoanele din jurul nostru cu challenge-urile noastre. N-ar putea ajuta și pe rețelele sociale, n-ar putea da chiar și un like când o să postăm. Vă mulțumesc, fetelor, că ați participat în acest podcast. Vă doresc mult succes în continuare pentru aplicația voastră și sper ca oamenii să o descarce atunci când va fi disponibilă și sper ca aplicația voastră să facă oamenii mai fericiți și să aibă o viață mai liniștită și sănătoasă. Și noi vă mulțumim. Îți mulțumim și vă mulțumim, ascultătorii.